Bună ziua, ne aflăm pe lacul Bascov. Marius în prim plan. Salut, Marius! Hai să vezi acum ce papuște. Gata, șeful? Hai că băieții după YouTube te-au învățat. A văzut că e cel mai tare aici. Cum, mă? Te aștepta la capturile astea mari. Ia uite, că nu mai fac față aici. Așa. Se lucrează aici la babușcă. Sunt Valentina, ia uite. Da, suntem de zonă, dar gostiți. Uite. Bă, chiar bine, nu știm să le facem declarațiile de aici. Da, foarte frumos. Mă maliga și cu viermele. Mai răcoare azi, uite, am zis la 4 grade. E mai bate vântul ăla. E senzația, da. Ăsta e răcoare. Ia, avem și bărci, să vă dăne. Dar oricum niște babuși frumoase, ia să vedem. Să mă uite la babușa asta, mă, da. Câtă babușcă ai prins, mă, aici. Mamă, e cât camera, frate. Serios. Poți să ne spui și nouă la ce moment le dai? E secret? Aolo. Altă bucată. Stai, mă, că acolo e drill-ul în funcțiune. Ia uite bățul cum face. Fii atent, bățul tot. Și drill-ul. Da, tata, așa e frumos. Găleata plină. Să trăiți, domnul, să trăiți. Merge treaba. Un cuvânt pentru pescarii după YouTube. Să vină la vaporaj, nu? 2, 3. Să stea acasă. Poate vânt. Poate nu e indicat chiar să vă filmez. Poate a fugit la serviciu. Mai bine mă îndrept camera în partea asta. Marți, ce zici, mă? Nu mai văd pluta, nu e soare azi. Băi, eu aștept obleția să le dau o muscă să mănânce. Și nici o mișcare. Da, am șanse să-l dau, uite că e dezghețat. Șansa ca șansa. Îmi bate vântul peștele la fund. E la fund, de jos, da? Și n-am decât o bilă de 1,30 m. Eu cam îl luam la 3 metri până iau bletul ăsta. Pe culoarul l-a luat și pe ia uite, mă. Da, mă, dar am văzut drill-ul. Păi dânsul e meseriaș, bă, ce a făcut școala asta, nu e nici n-ai văzut de început. Eu nici n-am mai scos bățul. Ia te drill-ul acolo cu băț. Bă, scară, bă. 2-3 la tigăi și te-ai scos tot. Bă, da, știu dânsul, a venit pregătit cu găleata. Minune. Marse, fă că ai și tu una acolo la pungă. O luași de la alimentare sau de la market? E o chestie, nu știu că, adică numai la omul ăsta, atât. La atât, bă? Vă-ți cuminte azi noapte, mă. Deci nu mai intru un singur loc, mă. Vine ia scrumbia până aprilie, stai, Oleg. Mă durează. Am om acolo pregătit la Severin. Mă anunță imediat, hai să prinde. Ușor. Ne facem față.
Se mai prinde de când în când. Câte ceva. Cel puțin avem speranța. Acum câteva zile am fost aici nimica. Nu dispăruse gheața. Asta se termină, aduce valurile și termină. Se pare așa. Îl face la noapte, nu la prăzut, de ce gata. Mai e săptămâna asta. Săptămâna asta, să vedem ce mai urma, că parcă urmă să arcăiește. În marți, miercuri se ridică. Iese valul ăsta de frig, cred că. Un pic, câteva grade, 2-3 grade. Da, dar cât mai e? Sunt 14 zile până în 1 martie, nu? Mai e o lună jumate, cel puțin, ca să zici că a trecut iarna. Aia e o lună jumate. Da. A, că după 1 martie, când o da 10-12 grade, continuu, iese cleanul pe râu. Nu, dar Gabi, până nu știu. Mâine mă duc la clean. Până nu-și fac... Am un loc numai de aia la chip. Bă, uite, bă, ce zisă-i tare, era să mă audă mărs. Ai fost pe jiu? Am fost, am luat unul la 2 kg, o bucată și unul nu i-a rupt. Era scăzut, nu mânca în ziua aia. Nu mânca în ziua aia. Păi ziceai că te duci zilul ăsta, ieri, azi, clar. Păi ziceam, dar am vorbit cu băiatul de acolo și a zis că s-a murdărit jiu. Să tot să pezi de acum, e perioada proastă pentru aici. Da, acum e și pe râu e asta. Aș mai duce puțin la ăsta, la țară, dar să vedem. Bă, Doamne, da. Băi, adevărul e că am fost la Ostica aia. O, ce trăgea babuștele acolo. Să trăiți, să trăiți. Să trăiți. Medicina legală a venit la pescuit, ia zice. Medicina legal. E, mă, Marse? Ce? E ceva? Aoleu, iar, mă! Încă greu ăștia. Uite, o plută pe aici, are o plută. Faceți loc, băi, că viu acum. Era medicina, vă vorbești. Medicina este... Pe cal. Păi chiar ne trebuia medicina aici, bă, când o lua cancerul acum. A venit doctorul la pescuit. Deci nu cu calul. A venit cu calul la scumbie. Hai de aici, Texas. Texas, mai rău. Uhu, că face accident pe dreapta. Ah, i-a dat de a scăpa. I-a dat de a scăpa, am văzut eu trăsătura. E roșu ăla la parcă al pomenic. La parcă s-a luat. Alo? Uite, sunt pe la Pascu, băi. La Pascu, înțeles? Fac o filmare. S-a prins și la barcă. Da? Nu, mă, nu, sunt pe malul. Nu se vede, un pic apărat. Poftim? Ce zici tu? Am scos, mami, pâine, am făcut o pâine de țară. Am scos, dragă, pâine, am scos pâine. Am băgat pâinea asta cu pâinea și am scos pâine. Păi da. Am scos pâinea, mai contează peștile cu să-l prindem. Cum fac? Nu mai văd nicăieri, vin la tine. Că te iubesc. Aia, chiar am uitat-o. Da, dragă, da.
Te atent că te aștept acolo. Da? Da, tot. Intru eu acolo. Bine, mă, păi hai că filmezi eu. Am zis. Da, dragă. Pai bine, papa. Nu se ia și la barcă, se ia și aici, bravo. Trebuie să am doi bățu. Deci pe 14 de zona îndrăgostiților merge foarte bine. Te îndrăgostiți ăștia, bă, de-aia trag așa tare. Ia vedem de aici la vaporaș și bascul. Lua și Marius, mă, pe final de carieră. Ia, tatică, ia. Aoleu, câți centimetri are aia, mă. Dacă nu te-ai mai băgat cu barca, știi cum le omorai tu în sus al câncolo? Deci azi de ziua îndrăgostiților a mers foarte bine babușca. Vă invităm aici la o partidă serioasă. Marius, e ceva pentru pescari? Să stea pe mal sau în barcă? Pe male mai bine, nu? Bine, sănătate și numai bine!